Fraților, bine v-am găsit la un episod din seara de Eurotrack Simulator 2. Suntem alături de Winner și de Shoto. Și uitați să faceți să spun direct dacă mai aveți în continuare clipuri. Astăzi vom termina cursa aceasta, mai avem 49 de km, bă, ce mișto-i pe Ultra. Și vom face level 25, astăzi ne cumpărăm tirul ăla șmecher de la Scania, băieți. Ăla, cel mai șmecher din joc, care e disponibil la level 25. Așa că, let's go, spune Winner. Ce vrei să zici? Da, uite acum. Ok. Bă, știu, dar fix așa la 40 de km m-ai lăsat baltă. A? Eu ți-am dat poză în privat. Tu cât mai ai, tu cât mai ai de făcut? Adică. Cum adică, mă? Cât mai ai, mă, de făcut? Până la level 25. Shoto are și el aproape, este foarte aproape. 4000 XP? Da. Ai treabă. Sunt foarte aproape. Da, da, da. Vreo două curse de 3000 de kilometri, cam așa. Și foarte aproape Shoto. Uite, l-am deconectat și mi-a rămas pe părinții ai pe mine. Da, bă, dar dacă dai restart, la revedere. Sau dacă le dai shutdown. Dar eu nu închid PC-ul cu ID. Nici când îl deschid, l-ați deschis. Da? Sau îl bag pe standby. Pe standby, nu mai lasă deschis, că așa am făcut la de souzat. Faci ore de funcționare aiurea. De-am pulea. E ca și cum ai merge cu mașina și ei face kilometri în plus. O faci îmbătrânire prematură. Mai bine spuneai de baterie, dar... Ce baterie, mă? Lasă, bă, aia n-are treabă, mă. Da, bă, vorbeam de uzura prematură, bă. De ce să faci kilometri de ampulea? Nu știu, bă. Așa am făcut la ăla, să moreau, când l-am vânt avea 3000 de ore de funcționare avea, bă, că 1000 cred că erau așa, aiurea, că l-am lăsat deschis. Că-mi plăcea mie, de erau 34 de grade în cameră. Mai bine îl închid și îl deschid mai târziu decât să-l las. Feridi. A. Am dat crash în teleport. Devine la pecurile alea. Și ce să-ți fac eu șota? Să scoatem pecurile. A, nu, stai, că știu ce trebuie să fac. Știi tu ce trebuie să faci? Te pricepi. Dar să intru pe single player, știi, mă aștept puțin, mai mult. Dar ce trebuie să faci pe single player? Să scot ceva. Cum le scoți? A, da, mi-am amintit, bă, ce trebuia făcut, da, corect, corect. Trebuie să te duci, da, 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 am înțeles. Să faci tirul, să nu ți-l mai tunezi, așa. Mulți a luat. Da, cred că trebuie și la, cred că trebuie și la ăla albă. Gen, ăla roșu. Da, frate, mi-am dat salvarea și lui Shoto cu level 25 aproape, pentru că el avea level 19. Și e puțin cam complicat să dai salvări, nu știu dacă știți, dar trebuie să utilizezi, poate. Da, dacă ai DLC-uri, asta este marea problemă și trebuie să ai și o aplicație de decriptare, pentru că fișierele scriptate de la profil și aia n-ar fi neapărat greu, dar, na, dacă ai DLC-uri cum am eu, îi se buguiește. Hai că o și parchez. It's a problemă. Tu ai mai parcat, bă, că atunci când mi-ai livrat alealte două și am ieșit, mi-ai parcat ăsta? Ți-am dat cu 90, gen. Mi-ai dat la toate? Și ai reușit? Da, am reușit. Ia uite ce parchează ei. Să vezi cum parchez eu acum, asta da, la ultima. Acum la ultima e între două ore moșe să o parchez. Dar o parchează infinit, n-are stres. Chiar am învățat să parchez foarte bine. Uite, da. Din prima. N-am niciun stres. Uite, din prima am parcat-o. Ha, bă. Bine, nu chiar foarte perfect, dar e ok. Aha, trebuie să dăm mai așa. Stop it, get some help. Vreau tir, am văzut că ăla de la Scania e mai mare ca ăsta de la Volvo, mă. Cum a scoate tot ce are infinit înăuntru. Ha, bă, că nu e mult. La ălalt e mult. O, dar n-ai nimica. Cum bă, n-am nimica? Am, bă. Trebuie să... Cred că trebuie să intru eu. Nu știu, nu mai știu cum trebuie făcut. Nu, mă, a trebuit eu să le scot. Mai ai dat tu, știi? Să scot un, să scot. Și le-ai scos? Da, și merge, bă, nu... Bă, ideea, nu fi de, bă, infinit. Ia zi, bă. Bă,
sezonul V2 cu Winner Shot. Da. Eu zic să facem. Eu zic, da, nu pe CS, că nu mai am CS-ul instalat și nici nu mai instalez. Că nu-l mai dacă. Nu-l mai. La revedere. Gata, bă, mi-am luat, am făcut level 25, mergem la Scania, băieți. Let's go la Scania. Nu, mă, s-a supărat la compe. A, uite-l, bă, ia uite-l. A, configurație. Cum arată în interior? Ia să vedem. Mamă, băi, nu vă jucați cu Infinity. Uite ce interior, V8. Ce-a luat Scania? Acum le iau. Acum? Ce culoare are. Eu am muncit pentru Infinity. Da. De la început până la sfârșit de azi. Da, uite, avem 20. Avem 730 de cai. E bun. Să-l fac pe dreapta, mă? Hai că da, fă-l pe stânga, lasă. Pe dreapta arată urât, părerea mea. Wow, ce mișto e paint-ul ăla de 50.000. King of the road. Mamă, ești nebun. Vrei să-mi îmi pare rău că nu am. Nu-ți pare, bă, rău, las. Hai că te descurci. Mereu te-ai descurcat. Am chef de Minecraft. Nici eu. Mamă, să vezi cât mă costă tirul ăsta, mâncați aș gurița ta. Să vezi cât mă... Costă? Până acum 400.000 de mai am. Mai am... Mamă, nu dai cu Infinity. Nu dai cu Infinity. Acum intru pe Darker să mă fiu. Bă, Infinity, nu te mai joci ce se gănă? Niciodată. De ce se 1.6? Niciodată. Au banii, vindi și-a oprit microfonul. Nu mi-a oprit oameni microfonul. Ce-o ai? De obicei să aude gen... Toași, bă, din gura aia. Foai, bă. Spurcată. Mai. Bă, Infinity, fii atent, mă auzi? Ce vreau, mă? Te speli. Ce glume ai. Proaste. Dar de multe ori mi-au ieșit. Să pun LED, LED strobe sau light chrome? LED strobe pun. De dracu. Bun. Acum sigur merge. Merge? Sper. Da, mi-am scos alea. Michelin, roțile. Și ce bă dacă le-ai scos? Păi am zis și eu așa. Băi, că punem aici lumină. Lumină să fie. Luminuri. Doamne, lasă-mă să mă duc la F7. Nici nu știu care e cel mai... Ăsta e cel mai scump tir din joc, dar nu știu, nici nu știu care e cel mai... Gen... Infinity, we have a problem. Mm. Îmi dă crash când teleport. Așa, și ce vrei să fac? Nu știu. Baftă la episode. Păi și tu numai? Nimic? Gata? Nu pot să-mi dau teleport. Păi și ce facem, mă? Păi... Ce facem? Păi ce facem? Îți simt de urât cât timp faci curs. Trebuia să facem atunci, bă. Ăla cu level 24 la început, ăla era bun când ai pus Team Cloud-ul. Nu era. Ba da, era bun ăla. Aveam tot Michelin pack. Nu contează. Ai putut să-l pui Team Cloud, nu putea nimeni să-ți spună că nu este al tău. Dacă aveai Team Cloud. Înțelegi? Înțeleg, dar n-am ce să fac așa. Așteaptă să fac tirul și după aia... Vedem ce putem face. Da? Sure. Mamă, bă, ce se... Bă, ești nebun, bă, cât se... Ce se tunează astea, bă? Bă, bune. Fără Caterinca. Nici nu știu ce să mai pun. Nici nu știu dacă le-am pus pe toate. Le-am pus pe toate, bă?
Nu știu, bă, dacă le-am pus pe toate. Aaaa. Să zicem că le-am pus pe toate. Bun shot. În interior acum. Distracție. Ce e aici? M-am plăcuță. LOL. Pot să fac și volanul cu cusături, bă. Și Marta. Pot să pun volan cu cusături. Și am și lumini ambientale. Oale. Oale. Punem aici o gentuță. Poți aici să pun, bă. A, nu, am lumini ambientale aici. LOL. Bă, e șmecher, bă. Chiar e șmecher. Fără caterincă. Pă casă. Bune. Pă bune. Pă bune, bă. Pă bune. E, dar nu prea se poate tuna mult la interior. E deja tunat, oricum. Nu se poate pune, nu se mai poate pune nimic. Dar mă costă, șo da. Zi. Mă cam costă 465.000. Te cam costă, este? Mă cam costă, dar e tunat la maxim, nu mai am nimic blocat la el, să zici așa. Ma. Da, bă, șoto, da. Șoto, da, ei treabă la el. Este? Fai de cioca noastră. Băi, 465.000. Let's go. Cumpărare. Doresc să-l conduc. Și pe asta îl pun aici, îmi dorm la un de-asta. Că nu mai mi-am luat șoferii mele. Mi-am dat afară de aici, din dormânt. Ca să... Ai loc. Ca să pun tirurile mele aici. Ia uitați, băieți, cum arată. Nebunei. Sunteți nebunei. Uitați ce culoare, bă. Bă, ești nebun, bă. Și cât de sărat eram când am început. Like, băieți, like. Uitați-vă aici. Mamă, un vis îndeplinit. Să zic așa. Wow. Bă, șoto, bă. Du-te-n pui, mua. Primii kilometri. Primii. Sunt în Strasburg. Trebuia să faci live. Noul tir. Mamă, bă, cum merge. Ca și uns. Nu? Ha, asta se mișcă în poze. Am afișaj digital, bă. Consumă 142 tirul meu. Ești nebunel? Cum se consume atâta, bă? N-am afișaj digital? Era să fac accident cu tirul. Nici nu ala bine. Bă, dacă de mișto arată, bă, ești nebun. Are o formă cam ciudată. Ne-am obișnuit cu ăla de la Volvo și ăsta are o formă ciudată. Te plânge. Lasă, că mai cumpără, plânge. Mai cumpără șoto 1. Băieți, e bombă. E bine. E bombă fumigenă. Tu știi cât de bine se controlează? Serios? Da, și are și lumini ambientale. Frâna bună e, sau? Frâna bună, că 0 km. Tank. Merge blană, bă. Eurotruck. Gen, că nu pot să-mi dau teleport. Acum tu ce faci? Te plimbi doar? Sau faci o misiune? Mă plimb. Te plimbi? Ia stai puțin să fac controlele. Bine. Bun. Trebuie să fac și controlele, ceea ce înseamnă că trebuie să închid episodul. Ia să vedem ce curse avem, frățioși, și ne vom întoarce data viitoare, când ne vom face și curse și mai multe lucruri. Avem tirul ăsta foarte, foarte șmecher, după cum observați. Foarte. Nu mai intra pe CS, bă. Fuck. Bă, avem curse bune. Ai. I have curse bune. Să vedem, deci cu ăla am făcut 20.000 de kilometri.
Yes, sir. Să vedem ce facem cu asta, cred că o să facem belele. Da, nu să-și postim ce vrea. Tu ce zici? O să facem belele? Poate. Punem aici consumul. Deci n-am intrat benegeza și îmi dă unul, un băiț. Bun, băiți, e șmecher Rotiro, deci cu lumini ambientale, cu de toate, uite cât de bine se controlează. Bun, băiți, cam atât și cu acest episod, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și noi sigur ne data viitoare cu tirul acesta șmecher. Pa, pa!